Salutare și bine v-am găsit! Astăzi am pregătit un material video care vorbește despre ce înseamnă personal coaching sau business coaching. Pentru că am primit suficient de multe întrebări care sunau cam în felul următor. Faci consiliere psihologică? Sprijin cupluri? Lucrezi cu copii? Care este experiența? Care sunt rezultatele pe care le pot obține? Ce înseamnă coaching? Iar pentru acest lucru am pregătit materialul care urmează. Oameni buni, tot ce înseamnă coaching nu este un lucru care, eu știu, este al vremurilor noastre. Coachingul este practicat din vechi strămoși, de ani de zile, prin intermediul altor, cu alte denumiri, să spun așa. Pentru că pe vremuri, în satele, eu știu, în comunitățile întregii lumi, existau înțelepții, așa cum, sau bătrânii, da? Așa cum îi numeau, care veneau și sprijineau și ajutau comunitățile sau oamenii din acea comunitate să depășească diverse momente în viața lor. Că sunt, eu știu, provocări personale, emoționale, poate chiar de activitatea pe care o întreprindea, agricolă, eu știu, de vânătoare și așa mai departe. Da? Deci era cineva pe care te puteai baza sau cu care lucrai, în așa fel încât el să te poate ajuta, să te sprijine, să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Iar pentru asta chiar e bine să spun de la început ce înseamnă coaching-ul până la urmă. Pentru că coaching-ul, așa cum chiar este, o am trecut în contractul meu de colaborare cu toți clienții pe care i-am, indiferent că sunt clienți corporate sau clienți persoane fizice, există același material în care spun ce este coaching-ul, unde în funcție de obiectivele pe care le fiecare, eu știu, le are, compania le are sau persoana respectivă și sunt potrivit în acel program, bineînțeles spun creștere de abilități, competențe, mindset și așa mai departe, iar ceea ce nu este coaching-ul și spun foarte clar, nu este terapie, nu este consiliere psihologică, nu este training, nu este mentorat, deși sunt situații unde în business intru cu expertiza mea de coach, unde o să vă spun imediat ce înseamnă coaching-ul din perspectiva mea și, bineînțeles, activității mele, dar ofer inclusiv sprijin din punct de vedere ca mentor, da? Pentru că am avut și am trăit experiența anterioară ca antreprenor. Nu înseamnă că acum nu sunt antreprenor, doar că un alt fel de activitate, da, în ceea ce fac acum, care să-l sprijine și care să-i sprijine în a lua, eu știu, decizii potrivite și așa mai departe. Bineînțeles că nu vorbim numai din perspectiva succesului, vorbim și din perspectiva situațiilor pe care sau deciziilor pe care nu le-am luat bune. Dar întorcându-mă la coaching, că până la urmă despre asta este vorba, da, într-adevăr, este bine să știi cu cine lucrezi, este bine să știi dacă persoana cu care lucrezi are dezvoltată competență psihologică, pentru că foarte multe blocaje, ele nu vin de la nu știu cum se face o fișă de angajare, da? Sau nu știu cum să vorbesc cu nu mai știu cine, da? Sau cum să-mi rezolv o anumită provocare cu soția, soțul, partenerul de afaceri și așa mai departe. Există, bineînțeles, în mintea ta un set de informații pe care tu poți să-l folosești. În schimb, perspectiva din care tu privești lucrurile, de cele mai multe ori este doar dintr-un singur unghi. Și de cele mai multe ori și provocările noastre sau provocările în general pe care le-am întâlnit și am sute de situații și povești pe care le-am întâlnit în ultimii 5 ani de zile, ele de cele mai multe ori nu pleacă din faptul că nu știu ce am de făcut. Da? Sau nu știu că este cea mai bună cale. Care este perspectiva diferită? Care este unghiul pe care îl vede altcineva, astfel încât decizia pe care urmează să o iau sau decizia pe care urmează să o iau să fie cea mai bună pentru mine, pentru firma mea, pentru comunitatea mea și așa mai departe. Iar coaching-ul nu face altceva și vreau să dau această și chiar creez această paralelă între un antrenor de poate să fie de fotbal sau uitați-vă în orice domeniu. Mare parte din performări, da, sau orice om de afaceri de succes, orice eu știu, echipă de fotbal sau sportiv de performanță sau actor sau nici nu contează, e foarte important să știți că sunt oameni pe care și-au luat lângă ei, da, cu care lucrează pentru a-i ajuta să ia deciziile cele mai bune, să performeze cel mai bine, pentru că foarte multe lucruri pleacă de la
felul în care gândim și felul în care noi le-am trăit și le trăim până la un moment dat și care ne ghidează acțiunile și gândurile. Iar coaching-ul nu face altceva decât vine într-un spațiu neutru și, bineînțeles, depinde foarte mult de cantitatea de informații, calitatea coach-ului, să-ți arate o perspectivă sau să-ți dea un unghi diferit a aceleași provocări, astfel încât tu să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și să-ți creeze un drum sau să-ți dea lumină în următorul pas, în următoarele decizii. În Occident și nu numai, și văd că și în România de ceva ani încoace se practică și se investește foarte mult în coaching, în zona de business, foarte mult în zona de, și inclusiv în zona personală, cel puțin în zona personală puțin mai, cel puțin în cazul meu este mai puțin prezentă, pentru că lucrez foarte mult în zona de business și oamenii mă accesează din acest loc, dar nu exclud, am și situații și am clienți cu care lucrez pentru coaching personal, bineînțeles că ghidez în zonă personală sau și în zonă de carieră sau de plan de dezvoltare profesională. Acum, care este rolul sau care este, eu știu, misiunea unui coach? Cel puțin am să spun și bineînțeles am să spun cu mintea care o am și cu intențiile pe care am. Intenția cu care intru într-un program de coaching este foarte clară, este de a sprijini acel om să ajungă la rezultate. Da? Iar acest lucru vine în fiecare zi din identificarea nevoilor sale, din identificarea blocajelor pe care el sau ea le are, astfel încât perspectiva pe care o dau și în funcție de experiența pe care am acumulat-o să-i dea o plajă mai largă, da? De un unghi mai larg de vedere, astfel încât să știe dacă este calea cea bună, este decizia bună și așa mai departe. Și am să vă dau câteva exemple legate de, bineînțeles, deci am să păstrez confidențialitatea numelor persoanelor sau companiilor din care fac parte sau tot ce ține de cu caracter personal, da? Că toți suntem în zona de caracter, de a proteja datele cu caracter personal, dar am să vă dau sugestie de o poveste care, practic, în cazul unui manager de excepție și chiar un manager foarte bun, într-un proces de dezvoltare destul de frumos, a întâmpinat câteva provocări care veneau dintr-un loc care, cel puțin la momentul în care am început să lucrez cu el, nu le vedea. Pentru că unul din mesaje era, nu sunt suficient de, puncte, puncte, nu sunt suficient de bun manager, nu sunt suficient de bun coechipier, nu sunt suficient de bun în, ce știu, ca profesionist și așa mai departe. Și am spus, ok, să vedem de unde, care este locul din care a plecat această informație. Și am spus, este cineva din companie care, eu știu, ți-a transmis aceste informații, managerul direct sau așa mai departe, și a spus nu, din contră, chiar m-a sprijinit, m-a încurajat, compania este, chiar investește în dezvoltarea noastră și chiar eram într-un spațiu în care compania investea în acest program, și, dar totuși sunt lucruri pe care nu le înțeleg și aceste lucruri le simt undeva în mintea și în interiorul meu. Bineînțeles că plecăm pe firul cronologic în tinerețea sa, am ajuns undeva la vârsta de 6-7 ani de zile, când, așa cum mă gândesc că majoritatea copiilor testează diverse sporturi, el juca fotbal. Și la întoarcerea, au plecat într-un cantonament, iar la întoarcerea din cantonament, era portar în acea echipă, la întoarcerea din cantonament, antrenorul pregătit pentru o nouă sesiune, un nou campionat, o chestie de genul ăsta, deci chiar își dorea să iasă pe teren, să joace, a venit antrenorul și i-a spus că începând cu campionatul următor îl va trece pe banca de rezervă pentru că au găsit un alt portar potrivit pentru echipa respectivă. Acum, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a creat în mintea acestui copil, că până la urmă este minte de copil, a fost faptul că el nu este acceptat, că nu este suficient de bun. Practic, toate deciziile sale în viață au plecat de la această poveste, care au fost două convingeri limitative care au fost create în acea poveste. Una, că nu este acceptat și că nu este primit și permanent a încercat să demonstreze, să arate, să se iasă din el. Și tot timpul, în momentul în care intrăm într-un spațiu de demonstrație, de cele mai multe ori eșuăm și asta este ceea ce se întâmplă în toate situațiile de altfel. Și a doua este faptul că, din povestea pe care el a relatat-o, faptul că de fapt acel nou portar sau, mă rog, nou coechipier ar fi plătit acel loc, tatăl său ar fi plătit acel loc pentru a intra în echipă, iar în mintea sa s-a creat ideea că banii nu sunt buni.
Da? Deci, practic, fără să facă nimic, fără să-și dorească să-și creeze această convingere limitativă, nu a făcut altceva decât și-a creat două povești pentru care banii nu sunt potriviți și, bineînțeles, nu reușea să acumuleze sau să strângă bani pentru că permanent fugea de ei. Al doilea este că nu este suficient de bun. Și oricât de bine sau oricât de bune lucruri ar fi făcut din punct de vedere managerial, permanent în mintea lui era: oare sunt suficient de bun? Oare am rezultate potrivite? Și așa mai departe. Iar coaching-ul nu face oameni buni altceva decât te duce în acea poveste, o accepți, o înțelegi și vezi că până la urmă cu mintea de copil pe care tu aveai nu ai cum să decizi, n-ai cum să hotărăști tot restul vieții. În schimb, să știți că așa se întâmplă de fiecare dată. Deci în 99,9% din cazuri, de fapt sunt povești care nu au un, eu știu, fundament în viața ta reală din momentul respectiv. Și am client la 65 de ani care a creat o poveste la 20 de ani și l-a purtat 45 de ani în aceeași convingere și pur și simplu stăm și trăim în spatele, în mintea noastră sunt create, așa cum le numesc și cum sunt numite blueprint-uri, sunt create niște blocaje, da, sau filtre prin care noi vedem lucrurile în lume, da, și cum vedem acțiunile noastre și deciziile pe care le luăm noi în viață. Și oamenii buni vă afectează și afectează pe toată lumea. Afectează în relațiile personale, afectează în relațiile de cuplu, afectează în relațiile de servici, afectează în felul în care ne trăim viața. Da? Din punct de vedere al sănătății, mama mea nu a ținut niciodată cură de slăbire. Da? Deci o grămadă de povești care le împrumutăm, da? Și le luăm ca fiind ale noastre și credem în ele până la momentul în care descoperim că viața noastră, din punct de vedere sănătate psihică, fizică, emoțională, nu este ok și spunem: am nevoie de cineva să mă ajute. Bun, sunt și psihologii care au un rol extraordinar și sunt oameni extrem de talentați care poate să facă acest lucru, nu fac altceva decât te sprijină să te duci exact în același loc, în aceeași poveste, care, bineînțeles, să-ți spună că, de fapt, povestea asta este a unui copil, este a unui adolescent, este a unui om care avea maturitatea vârstei respective și a luat această decizie și a purtat-o și o poartă cu el toată viața sau cu ea pentru și-și face, efectiv, tot ce se întâmplă în viață plecând de la aceste convingeri. Deci business coaching-ul sau coaching-ul, personal coaching-ul sau cum vreți voi să-l numiți, este un lucru fantastic de benefic și este un lucru fantastic de potrivit în evoluția voastră, în evoluția fiecăruia dintre voi. Poate n-ai nevoie de coaching, poate ai în jurul tău sau de o persoană care să practice coaching-ul. Poate ai lângă tine un prieten, poate ai lângă tine un mentor, poate ai lângă tine un părinte, da? Ai pe cineva care este mai înțelept, ai suficient de multă încredere, da? Că poate să-ți transmită informația dintr-o zonă neutră și să te ajute să iei decizii potrivite. Și fiecare dintre noi și fiecare dintre voi le aveți. Am lucrat în management și leadership acum 5 ani de zile cu un coach foarte, foarte bun din România. Am lucrat cu mentori din alte companii din România. Am lucrat cu mentori din alte țări pe acest subiect. Am și în momentul de față lucrez cu Bianca, care este coachul meu. Am început cu ea în lecții de engleză. Am simțit că este un om super potrivit, felul în care mi-a adresat întrebările, felul în care mă sprijinea în a înțelege anumite lucruri, pentru că la fel se întâmplă cu fiecare. Mă încarc de foarte multe ori cu zeci și zeci și zeci de povești, mă încarc energetic și emoțional cu tot felul de, eu știu, povești pe care vreau întotdeauna să le cern și să le las să fie povești, să nu-mi influențeze, să-mi ghideze viața sau gândurile și acțiunile, pentru că vreau permanent să stau într-un spațiu neutru. Pentru că rolul coachului este de a intra într-un spațiu neutru unde empatizează, da, sau înțeleg, empatizezi, da, trebuie să și empatizezi, să înțelegi locul din care vorbește persoana respectivă, ulterior să te extragi de acolo, să te uiți dintr-un loc diferit, să adresezi întrebările potrivite, astfel încât să înțeleagă cel cu care lucrezi care este cea mai bună decizie, care este cel mai bun fel în care să vadă lucrurile și să-l ghidezi să ia o decizie sau să-l ghidezi să schimbe o anumită convingere pentru succesul său. Că este personal, că este profesional, că este emoțional și așa mai departe. Primesc zeci de întrebări, primesc telefoane de la cunoscuți, prieteni sau chiar clienți: am nevoie de la tine de un singur sfat, am nevoie de la tine de o singură întrebare și uite, am situația aceasta, cum aș putea sau ce nu văd eu, ce văd eu? Pentru că de fapt despre asta este vorba și bineînțeles ofer sprijinul meu din acest spațiu neutru, las libertatea celui cu care lucrez să decidă ce este mai bine. Iar acum, dacă văd, mă uit în experiența care am acumulat-o în 5 ani de zile, văd, uitându-mă rezultate, am luat companii de la
eu știu, un procent de creștere de 2% și am avut 6-7-8 luni de zile, am ajuns la procente de 15%, am avut creșteri de 50%, am dublat cifre de afaceri, am triplat cifre de afaceri, am ajuns de la relații conflictuale între membrii unei echipe să mixeze și să înceapă să lucreze diferit. Am luat relație de cuplu fără să îmi doresc neapărat să lucrez în a fi consilier matrimonial, da? Sau a fi într-un consilier de a ține consiliere de cuplu, dar văzând convingerile părților implicate, am început să lucrez cu fiecare parte în felul său, în așa fel încât să-i duc într-o zonă neutră și după aceea să se pună în relație într-o zonă extraordinară. Am sprijinit familii unde vorbesc de mamă, tată, copil. Toate lucrurile acestea nu vin din a îi lua pe oameni și a-i pune de mână și le-a spus de astăzi încolo iubiți-vă, de astăzi încolo colaborați ca echipă, de astăzi încolo. Am lucrat individual cu fiecare om în parte, am văzut de unde vin aceste blocaje, de unde vin aceste convingeri, am lucrat pentru a schimba în interiorul lor, în viața lor, cea mai apropiată de ei, relația cu părinții, relația cu copii, relația cu familia, relația cu el, încrederea în sine. Ulterior, toate acțiunile fiecărui om în parte au fost ghidate evident, într-o direcție foarte faină și pozitivă. Deci, oameni buni, până la urmă, coachingul nu face altceva decât te sprijină să vezi lucrurile într-o perspectivă diferită. Nu este obligatoriu să ajungi într-un program de coaching când ai probleme sau o companie când este în prag de faliment. Deși se întâmplă să am situația asta, chiar am o companie care a spus suntem numărul unu în industria noastră și vrem performanță și am chiar două sau trei companii în direcția asta. Care au spus suntem numărul unu, suntem foarte performări, suntem performări în ceea ce facem. În schimb, simțim că nu avem background, nu avem experiența necesară să păstrăm acest loc și să trecem la nivelul următor. Și să știți că am întâlnit exact aceleași situații. Nu am întâlnit sub nicio formă situații diferite. Și mindset campion, și mindset, nedezvoltat suficient. Am întâlnit exact aceleași situații. Povești, situații. Dacă l-a dus la succes, înseamnă că a avut un mindset sănătos. Dacă a avut un background, a avut mentor potrivit care să-l ducă în direcția respectivă. Iar dacă nu i-a avut, la momentul potrivit, evident, te-au dus într-o direcție în care ai luat anumite decizii, poate mai puțin potrivite pentru tine. Așadar, coaching-ul, personal coaching-ul sau business coaching-ul nu face altceva decât te sprijină și sprijină a-ți da claritate și lumină în tot ceea ce tu urmează să faci, personal sau profesional. Da? Deci, oameni buni, am făcut acest material video în primul și în primul rând, nu pentru a transmite produsele sau serviciile mele. Am simțit că este momentul sau locul sau timpul potrivit să spun și perspectiva mea despre coaching, pentru că este un lucru de care chiar îl recomand tuturor. Da? Nu este vorba de serviciul meu, nu este vorba de ceea ce fac eu, sunt o grămadă de oameni super valoroși în România și nu numai în România. Eu am învățat de la oameni de afară foarte multe lucruri, din afara țării, de care mi-am luat ca mentor sau coach. Dar noi vorbim de a vedea care sunt oamenii potriviți care să te ajute să-i decizi. Dacă simți că ești într-un blocaj, sigur găsești pe cineva în jurul tău, sigur găsești în zona ta pe cineva care te poate ajuta să înțelegi. Nu trebuie să stai în programe de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani, da? Să nu mergem în metoda americană unde ai nevoie de un psiholog pe care tu ți-l iei cu tine toată viața și practic tu nu poți să iei nicio decizie în viață fără să-ți întrebi psihologul. Nu, și chiar asta este lucrul pe care îl spun. Dacă simt că nu evoluezi, dacă simt că stai blocat în același loc, evident am să caut permanent metode sau moduri de a-ți arăta lucrurile, dar poate pentru că tu zona ta de confort e atât de puternică încât tu îți dorești să rămâi în locul acela. De ce la multe ori mă retrag? Sau transmit o informație în care spun încearcă să faci lucrurile acestea pentru a ieși în primul rând din zona asta ca să putem vedea lucrurile pe mai departe. Da? Deci, coaching-ul una peste alta îți dă, poți să ai nevoie de o ședință și am avut clienți cu care am lucrat o singură dată, am clienți cu care am lucrat două ședințe, am avut clienți cu care am lucrat trei ședințe, am clienți cu care am lucrat 20 de ședințe. Am clienți cu care am lucrat aproape 6 luni, 8 luni, 9 luni, un an de zile, după care am spus ok, dar dacă mai am nevoie de tine, aș putea să te mai întreb câteva lucruri și am zis bineînțeles. Mă accesează sau mă solicită odată la o lună, odată la 3 luni de zile, vin cu întrebări specifice care să-l clarifice, să-l lămurească, să ajute cumva să ia o decizie potrivită în ceea ce își dorește el, bineînțeles, că este business, că este viață personală. Da? Deci coaching-ul sau business coaching-ul sau personal coaching-ul, până la urmă, este un personal coaching, da? Este ceva care te ajută să evoluezi, te ajută să iei decizii potrivite, te ajută să vezi lucrurile dintr-o altă lumină. Iar eu cred că este un lucru foarte benefic, pe mine m-a ajutat, am ajutat la rândul meu zeci de oameni sau chiar sute de oameni dacă stau să mă gândesc în ultimii 5 ani de zile și asta este o bucurie extraordinară pentru că practic las
în urma mea, las moștenire, da? Las ceva și transmit în universul meu oameni care pot să schimbe, să-și influențeze viețile, să-și influențeze relațiile, să-și influențeze afacerile și așa mai departe. Deci coaching-ul sau business coaching este bun, îl recomand cu mare drag, vă recomand să luați decizia asta dacă simțiți că sunteți blocați. Apelați la un psiholog bun dacă este cazul, pentru că sunt oameni de o calitate extraordinară, sunt oameni care nu apărat au meseria asta de coach sau de psiholog și cu toate astea fac o treabă extraordinară. Este un instrument, este un tool pe care te poți baza pentru evoluția și creșterea ta. Oameni, vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați petrecut, vă mulțumesc pentru, întrebările pe care mi le adresați. Vă invit cu drag să urmăriți în continuare canalul de YouTube, vă invit cu drag să urmăriți canalul nostru de Facebook, adresați-mi întrebări, dacă pot și sunt, am posibilitatea să răspund, am să răspund cu drag. Dacă aveți nevoie de o conversație personală, scrieți-mi, aloc întotdeauna 30 de minute, 15 minute în funcție de întrebări sau de situații pe care am să răspund în scris sau telefonic sau într-un program online, într-un cadru online pe un Skype sau Zoom sau ce folosim, da? Astfel încât să pot sprijini. N-am să pot să ajut pe toată lumea, nu cred că am această, n-am cum să cuprim toată lumea, în schimb, atâta cât pot și în spațiul care l-am și evident în intenția mea de a trăi de acum înainte exact în acest spațiu, am să ajut cât pot eu de mult. Da? Și am să mă dezvolt în egală măsură pentru a putea ajuta cât mai mult. Oameni buni, vă doresc o zi minunată și ne vedem curând la următorul material. Stați aproape pentru că voi vorbi foarte mult despre ce înseamnă puterea interioară, ce înseamnă mindset, ce înseamnă succesul în cum puteți să obțineți anumite lucruri, care sunt blocajele, care sunt acțiunile, care sunt lucrurile pe care le puteți face diferit pentru a vă influența viața voastră și, bineînțeles, viața celorlalți din jurul vostru. O zi minunată și ne vedem curând tot aici. O zi faină!